Motivului continuăm cu conferințele săptămânale în care explicăm pe îndelete anunțurile importante de pe platforma guvernamentală, dar și în detalii deciziile adoptate în ședința de guvern. Astăzi este data de 27 decembrie. Pe ordine de zi au fost 34 de puncte, inclusiv unele incluse adițional. Vreau aici să fac o remarcă că toate deja sunt încărcate în spirit de transparență pe pagina gov.md, la rubrica ședința de guvern. Puteți consulta toate notele informative. Au fost 4 proiecte de lege, 20 de proiecte de hotărâri de guvern, 8 avize la inițiative legislative parlamentare, o decizie protocolară și un punct privind resursele umane, cu 3 acte. Lilia Dabija a fost numită în funcție de secretar general adjunct al guvernului. Reamintesc că Lilia Dabija a ocupat anterior și funcția de ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Tot astăzi, guvernul a decis numirea lui Artem Jucov în funcție de director al Agenției Naționale Antidoping și l-a preavizat pe Ion Iordache, șeful adjunct al Agenției de Investiții, în contextul reorganizării acestei structuri. Cei care ne urmăresc online, vă reamintesc, este transmisiunea în direct din Casa Guvernului, în care explicăm anunțurile de interes public, răspundem la întrebările colegilor din presă, vorbim despre sinteza celor mai importante hotărâri și vorbim despre agenda publică a cabinetului de ministri. Să începem, a fost într-adevăr o zi foarte plină aici la executiv. Înainte de ședința de guvern a fost reunită Comisia pentru Situații Excepționale, care a dispus mai multe măsuri. În scurt timp, decizia Comisiei pentru Situații Excepționale va fi publicată și pe pagina web a guvernului. Vreau să reamintesc că astăzi a fost ultima ședință programată a Comisiei pentru Situații Excepționale pe durata stării de urgență, care, după cum cunoașteți, nu va fi prelungită. Activitatea Comisiei va intra în circuitul curent de activitate și va fi convocată la soluționarea problemelor de activitate curentă, cum sunt intemperiile sau alte subiecte promovate de către colegi sau responsabilii membrii ai executivului. Dar vreau să mă refer pe scurt la decizii importante adoptate astăzi de către CSE, care se referă la domeniul energetic. Deci, Societatea pe Acțiune Energocom urmează să încheie până la data de 29 decembrie anului curent contracte de procurare a energiei electrice pentru anul 2024. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi. De asemenea, Moldova Gas și Energocom vor încheia până la 29 decembrie curent un contract de tip EFET pentru livrarea gazelor naturale pentru perioada ianuarie-aprilie 2024. Potrivit acestor prevederi, gazele naturale achiziționate vor fi livrate operatorilor de sistem licențiați cu un preț estimativ de 550 de euro pe metru cub. De asemenea, pentru a asigura pe întreg teritoriul țării cu resurse energetice și gaze naturale în perioada ianuarie-aprilie 2024, Societatea pe Acțiuni Moldova Gaz va furniza întregul volum de gaze naturale livrat consumatorilor pe malul stâng al Nistrului, lucru care s-a întâmplat anterior prin livrarea acestuia către GRES, care generează energie electrică. Dar sunt și alte subiecte importante la acest capitol. Noi le vom comunica în scurt timp. Urmarea a acestor decizii este pregătită protocolar nemijlocit decizia CSE, care va fi publicată pe site și va fi accesibilă publicului, dar și comunității de jurnaliști. Alte subiecte care au fost discutate la CSE se referă inclusiv la domeniul agricol. Cu detalii vor reveni colegii mei din instituțiile responsabile. Tot astăzi, în anunțurile guvernului, am vrut să mă refer și la sinteza reformelor economice. În această perioadă, în această săptămână și în săptămâna următoare, ministerele urmează să prezinte acțiunile cele mai importante pe care le-au realizat pe domeniile respective. Ieri, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării a efectuat o conferință de presă în care a vorbit despre bilanțul și rezultatele anului 2023 a instituției pe care o conduce domnia sa. În sinteză, vreau să reamintesc celor care nu au urmărit conferința ministrului că acesta a menționat că a fost un an plin de reforme, au fost setate obiective de a face țara noastră cea mai prietenoasă mediului de afaceri pentru a atrage cât mai multe, inclusiv investiții străine. Potrivit ministrului Dumitru Alaiba, la sfârșitul acestui an, circa 50% dintre serviciile publice pentru antreprenori au fost digitalizate, iar acest scor sau această cifră urmează a fi în creștere. Totodată au fost lansate 6 pachete de reducere a birocrației, care aduc deja economia antreprenorilor de până la 1 miliard de lei anual.
sau echivalentul a 0,5% din PIB-ul și economisesc cât circa 6 milioane de ore anual, ore care pot fi direcționate de către întreprinderi în alte domenii, a explicat ministrul Alaiba. Printre inițiativele lansate în acest sens se numără simplificări la codul muncii, eliminarea pașaportului albastru medical, a condiciei de reclamație și a registrului de casă în formatul vechi. În acest an a fost inițiată cea mai serioasă reducere a poverii de raportare. Din 92 de rapoarte solicitate de Serviciul Fiscal și Biroul Național de Statistică, deja din 2024 vor fi eliminate 15 dintre acestea și altele vor fi digitalizate, mai cu seamă 9 digitalizate și optimizate 14. În același timp, pe parcursul acestui an au fost acordate granturi în valoare totală din bugetul de stat de 260 de milioane de lei. A fost lansat programul 373, prin care a fost ajustat condițiile preferențiale de acordare acestor credite pentru companiile mici și mijlocii, oferindu-le predictibilitate și creându-le condiții sigure și mai bune. Iar beneficiarii programului au crescut numărul de locuri de muncă cu circa 20%. Cu alte cuvinte, aceste investiții pentru stat generează, din partea statului, generează inclusiv oportunități pentru angajări în sectorul public. Totodată, printre alte acțiuni menționate în cadrul acestei conferințe de totalizare, se numără și semnarea acordului de roaming cu UE, semnarea aderării țării noastre la programul Piața Unică a UE, finalizarea aderării la programul Europa Digitală, semnarea acordului de liber schimb cu țările EFTA, prelungirea comerțului liberalizat cu UE și cu Marea Britanie, implementarea reformei SRL și a reformei activității independente, despre care am mai discutat inclusiv pe platforma guvernamentală. De asemenea, în cadrul conferinței, vicepremierul a spus foarte clar că 2024 va fi un an al reducerii birocrației în continuare și susținerii eforturilor de sporire a economiei. Reamintesc încă o dată, ministrii, toate ministerele vor prezenta sinteza sau bilanțul activităților în următoarele săptămâni, lucruri care sunt în beneficiul oamenilor și vor fi comunicate transparent. Totodată, ministrii vor susține și conferințe de presă în care vor explica măsurile adoptate. Următoarea conferință de presă în spirit de transparență va fi chiar mâine, tot aici la Casa Guvernului și susținută de ministra Sănătății Alla Nemirenko. Vă așteptăm, începând cu ora 11, să urmăriți în direct pe platformele Guvernului aceste eveniment de presă. Următorul anunț, numărul 3, pe platforma guvernamentală. Suntem bucuroși să tragem linia pe subiectul campaniei Biblioteca de sub brad. În acest an avem un număr record de cărți colectate. Peste 3.000 de cărți au fost aduse în cadrul acestei inițiative ale guvernului și vă reamintesc, este a doua oară când organizăm acest eveniment. Ne-am bucurat de prezența a sutelor de persoane care ne-au vizitat în această perioadă. Zeci de instituții din sectorul public, din sectorul privat, care au adus volume de cărți pentru copii, dar și pentru maturi de altfel. Vreau aici să transmit un gând de mulțumire Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Culturii, Ministerului Afacerilor Interne și instituțiilor subordonate, Serviciului VAMAL, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Biroul Relații cu Diaspora, Cancelarea de Stat, Agenția de Guvernare Electronică, Ministerului Energiei, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări Sociale, Ministerul Apărării, Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică, Poșta Moldovei, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Inspectoratul pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Justiției, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Mediului, Asociația Titularilor de Drepturi de Autor din Republica Moldova, Agenția de Eficiență Energetică, un grup de elevi din cadrul Liceului Aristotel din Chișinău, de exemplu, Muzeul de Istorie din Chișinău, editura Librarius și editura Cartier. Am ținut neapărat să-i menționăm pe toți în trecere, pentru că apreciem contribuția generoasă pe care au realizat-o în cadrul campaniei, dar și cetățenilor care au venit să aducă aceste cărți pe durata acesteia. De asemenea, în cadrul inițiativei Biblioteca de sub brad au fost organizate o serie de evenimente în cadrul cărora copiii din mai multe licee din capitală au avut oportunitatea să discute în detalii
cu Oleg Cerebrean, care este și membru Guvernului, dar și cu scriitoarea Cristina Bujor. Cărțile adunate în cadrul inițiativei vor ajunge pe rafturile bibliotecilor din localitățile țării, dar și în secțiile de copii a spitalelor din Republica Moldova. Totodată am adunat mai multe cărți decât ne-am așteptat. Prin urmare, dacă aveți sugestii sau cei care ne urmăresc ar dori să completeze biblioteca din sat, din orașul sau de localitate, ar putea să transmită propunerile acestea pe adresa de e-mail presa@gov.md. Le vom examina neapărat cu cea mai mare plăcere. Colegii noștri din cadrul Direcției Comunicare vor avea grijă să completeze rafturile tuturor instituțiilor care au nevoie de cărți pentru copii. Reamintesc, Biblioteca de sub braț se încadrează în campania națională Hai Acasă de Crăciun, în cadrul căreia sunt organizate mai multe evenimente și activități la nivel local în toate regiunile țării. Sunt organizate târguri locale, expoziții de artizanat tradițional, concerte cu artiști locali sau ateliere interactive pentru a promova tradițiile locale în spiritul sărbătorilor care ne unesc. Vorbind de sărbători, vrem să reiterăm un îndemn. Autoritățile îndeamnă cetățenii să renunțe la focurile de artificii în perioada sărbătorilor de iarnă. Sunt periculoase nu doar pentru oameni, dar și pentru mediul ambient. Aici vreau să spun că autoritățile fac un apel către toți cetățenii, dar și agenții economici, să renunțe la utilizarea focurilor de artificii în cadrul acestor sărbători de Revelion. Această decizie este luată în vederea protejării sănătății publice, a siguranței animalelor de companie, a păsărilor, precum și reducerea poluanților în mediul ambient. Vreau să reamintesc că focurile de artificii, deși sunt un spectacol vizual atrăgător, prezintă mai multe riscuri semnificative. De exemplu, pentru siguranța oamenilor și animalelor, focurile de artificii pot provoca răni grave oamenilor, cât și animalelor. Zgomotul intens produs de acestea pot duce la stres și anxietate severă la animalele de companie și la viața sălbatică. Impactul asupra păsărilor, zgomotul și lumina produselor de artificii pot deranja migrația păsărilor și pot provoca leziuni sau chiar decesul acestora. Și poluarea aerului, substanțele chimice și particule fine eliberate în aer în timpul detonărilor contribuie la poluarea aerului, afectând calitatea acestuia și având impact negativ asupra sănătății respiratorii a populației. Respectiv, rugămintea este să ne abținem în această perioadă de la utilizarea masivă a acestora. Și, desigur că, pe lângă această recomandare, în spiritul responsabilității față de mediu și sănătatea publică, autoritățile încurajează cetățenii să adopte alternative mai sigure și mai ecologice pentru a celebra sosirea noului an. Printre acestea se numără, de exemplu, spectacole de lumini LED sau proiecții laser sau participarea la evenimente culturale și muzicale în care putem savura concerte, muzică calitativă și nu neapărat spectacolul de artificii. Reamintesc că prin aceste măsuri dorim să asigurăm un mediu sigur și sănătos pentru toți cetățenii și să promovăm un comportament responsabil în cadrul comunității. Împreună putem face ca sărbătorile de iarnă să fie memorabile și sigure pentru toți cetățenii. Este un lucru extrem de important și pe platforma guvernamentală. Fac aici o pauză ca să văd dacă colegii din presă au întrebări la noi. Da, vă rog. Să ne spui despre târgul organizat din colul Guvernului, cine sunt inițiatorii, cine au procurat. Mulțumesc foarte mult, mersi. O întrebare care continuă șirul de comunicare pe linia sărbătorilor de iarnă. Într-adevăr, în partea dreaptă, aici, în holul Guvernului, este amenajată o expoziție care a fost realizată de copii de la un centru de specialitate din sectorul Râșcan al Capitalei. O expoziție itinerantă, de altfel, care a fost la Parlamentul Republicii Moldova și astăzi a venit la Guvern. Este o expoziție caritabilă, adică toate obiectele au fost confecționate de către copiii care frecventează aceste cercuri din familii defavorizate și scopul găzduirii acestei expoziții, care va fi aici până în ziua de vineri, este ca să susținem material prin aceste donații pe care le facem prin achiziționarea obiectelor de artizanat expuse și expozițiilor de Crăciun și An Nou și prin acest efort comun să sprijinim activitatea copiilor care au nevoie de acest lucru. Până acum, Spitalul Toma Ciorbă urma să fie absorbit de către Spitalul Dermatologic. Astăzi a fost votat ca Spitalul Dermatologic să fie absorbit de către Spitalul Toma Ciorbă. Să ne spui de ce s-a schimbat?
Da, mulțumesc tare mult. Și doamna ministra Ala Nemerenco a comentat în ședința de guvern, în primul rând, la acele îngrijorări care erau comunicate de către responsabile din ambele instituții. În primul rând că nu vor avea de suferit oamenii colectivele de muncă care activează, vor fi, de altfel, sprijiniți pentru modernizarea acestei instituții. A fost inclusiv în ședința de guvern trasată o invitație publică pentru presa națională ca în 6-7 luni să întreprindă o vizită împreună cu doamna ministră ca să se vadă rezultatele acestei reforme pe față. Proiectul hotărârii de guvern care a fost aprobat astăzi în formula curentă este un proiect care a fost inclusiv discutat pe platforma de consultări publice, disponibilă pe particip.gov.md, dar și în cadrul ultimelor conversații cu toți actorii implicați. Ne dorim pe platforma guvernamentală să nu politizăm acest subiect și să invităm toată lumea să participe proactiv cu propuneri care vin să eficientizeze activitatea acestor instituții, inclusiv în beneficiul pacienților care urmează să le frecventeze. Și suplimentar vreau să vă comunic, după cum am menționat și la începutul conferinței, că mâine, la ora 11, doamna ministră va avea o conferință de presă desfășurată și se va referi inclusiv la eforturile constante ale Ministerului de a eficientiza modul de prestare a serviciilor medicale pentru cetățeni. Mulțumesc! Dacă mai sunt și alte întrebări, dacă nu, mulțumim tare mult. Noi atunci continuăm cu comunicarea curentă. Ca de obicei, vreau să mă refer la unele din cele mai importante hotărâri de guvern, în cazul în care nu le-ați urmărit în ședința curentă. Primul proiect pe care l-am selectat ține de Universitatea de Stat din Moldova, care va absorbi Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Rețeaua de instituții de învățământ superior din Republica Moldova continuă să fie consolidată. Cabinetul de ministri a aprobat în cadrul ședinței de astăzi proiectul privind fuzionarea Universității de Stat din Educație Fizică și Sport prin absorpție cu Universitatea de Stat din Moldova. Astfel, studenții vor avea mai multe oportunități de alegere a cursurilor și programelor de studii și vor beneficia de mai multe facilități, laboratoare mai dotate, săli de sport moderne, dar și cămine renovate. Totodată, studenții vor fi transferați la aceleași programe de studii, fără modificarea taxei de studii nemijlocită. În prezent, Universitatea de Educație Fizică și Sport are doar 1871 de studenți și 4 domenii de studii, comparativ cu cele 18 domenii de studii și peste 11.000 de studenți ai Universității de Stat din Moldova. Conform clasamentului internațional al celor mai bune universități din lume, USM se află pe locul 3612, în timp ce Universitatea de Educație Fizică și Sport este pe poziția 18.967 din 36.000. Deci lucrurile sunt evidente. Totodată, astăzi, colegii jurnaliști au avut întrebări legate de faptul că chiar în momentul în care s-a adoptat această decizie, a fost și o acțiune de protest organizată. Iarăși menționăm foarte clar că nu se dorește politizarea acestor subiecte care sunt orientate spre eficientizarea proceselor la ambele universități. Iar, din păcate, printre vorbitorii care au luat cuvântul în cadrul manifestației chiar aici în fața guvernului, au fost politicieni din nou și nu responsabili din cadrul acestor universități. Rugămintea este ca să se facă politică pe alte subiecte, dar nu pe teme care de altfel vizează calitatea serviciilor prestate pe diverse domenii. Ministerul Educației va avea comunicări suplimentare pe acest subiect, le veți putea găsi în spațiu public. Totodată, astăzi, Guvernul a aprobat Fondul Rezidențial de Eficiență Energetică, care va avea un buget de 723 de milioane de lei. Vreau să explic ce înseamnă asta. Deci, acest fond, pentru următorii 3 ani, urmează să fie colectați de la întreprinderile din sectorul energetic, conform unei hotărâri adoptate astăzi de către executiv. Programul de obligații de eficiență energetică este, de altfel, o prioritate a executivului, care
care vine să întărească felul în care sunt ajustate la eficiență energetică clădirile publice și private din țara noastră. Deci fondul va intra în vigoare începând cu anul 2024 și pune în aplicare legea privind eficiența energetică și directivele europene în această dimensiune. La modul practic, ce înseamnă acest lucru? Fondul va oferi o finanțare nerambursabilă în valoare de 70% din totalul cheltuielilor necesare pentru realizarea măsurilor de eficiență energetică și va renova anual o suprafață încălzită de cel puțin 155.000 de metri pătrați în blocurile locative și 56.000 de metri pătrați în casele individuale, ceea ce va reduce consumul de energie cu 30%. Deci, oamenii care își doresc să participe în acest fond de eficiență energetică vor putea să aplice, iar prin aplicarea acestor măsuri, da, de eficiență energetică, va scădea gradual factura. Adică nu ne preocupăm de factură doar în perioada rece anului, dar ne preocupăm constant în toată această perioadă, astfel încât resursele energetice să fie economisite. Vreau să menționez că pentru anul 2024 deja au fost selectate prin concurs 25 de asociații de locatari în blocurile gestionate de acestea, urmând a fi efectuate audituri energetice și realizate măsuri necesare de eficiență energetică. Urmăriți pagina Ministerului Energiei ca să vedeți actualizări la acest subiect, iar asociațiile de locatari sunt invitate să contribuie proactiv pe această dimensiune. O ultimă știre care am vrut, despre care am vrut să vorbesc astăzi în briefing ține de ratificarea Convenției privind violența și hărțuirea în lumea muncii, care a fost promovată astăzi de către Ministerul de Resort. Angajații, stagiarii, voluntarii din Republica Moldova vor avea un mediu de lucru sigur, liber de violență și hărțuire, iar Cabinetul de Ministri a aprobat astăzi proiectul de lege cu privire la ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii privind violența și hărțuirea în lumea muncii. Convenția se adresează tuturor lucrătorilor din economia formală și informală și stabilește în mod clar rolul guvernelor, dar și a partenerilor sociali în prevenirea, abordarea și remedierea violenței la locul de muncă. Ratificarea și implementarea prevederilor Convenției va contribui la îmbunătățirea cadrului normativ în domeniu, va contribui inclusiv la eliminarea violenței și la recunoașterea dreptului pentru fiecare angajat a unei munci fără violență. În țara noastră, documentul va intra în vigoare în termen de un an după depunerea instrumentului de ratificare. Acest lucru va fi comunicat iarăși de către instituțiile responsabile din cadrul autorităților publice. Acum vreau să trec peste rubrica tradițională în care, iarăși în spirit de transparență, vorbim despre agenda publică a Cabinetului de Ministri. În primul rând, pentru ziua de mâine, vreau să anunț că prim-ministrul Dorin Recean va efectua o vizită în municipiul Bălți. Oficialul se va întâlni cu primarii din regiunile respective, va avea conversații cu autoritățile publice locale privind proiectele prioritare, se va întâlni cu oamenii de afaceri pentru a asigura că în zona de nord a țării toate problemele, dar și soluțiile concrete cu care poate veni guvernul sunt auzite și discutate. Va vizita și beneficiarii unor organizații care implementează proiecte concrete în zona de nord a țării. Totodată, premierul Dorin Recean va discuta despre prioritățile guvernului și acțiunea concretă pe care o face în beneficiul cetățenilor din nordul țării și va vizita inclusiv unele obiective de infrastructură. Cu detalii vom reveni în cursul zilei de astăzi, în a doua jumătate, și invităm pe toată lumea interesată să urmărească actualizările legate de această vizită. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, ministrul Vladimir Bolea va prezida mâine o ședință de totalizare a unităților de implementare a proiectelor în agricultură, care au fost în număr mare în anul acesta. În cadrul evenimentului vor fi evaluate progresele și rezultatele acestora. Tot acolo se va vorbi despre acțiunile care au fost realizate în beneficiul fermierilor din țara noastră. Vineri, ministrul de interne va participa la ceremonia oficială de inaugurare a sediului Centrului Republican de Instruire al Inspectoratului General al Situațiilor de Urgență din cadrul MAI,
sunteți invitați să vă alăturați colegii din presă interesați. Ministrul Energiei, joi, la ora 3, în câteva va discuta cu reprezentanții mass media în cadrul unui club de presă despre procesul de liberalizare a pieței gazelor naturale din Republica Moldova. Evenimentul este găzduit de MediaCorp. Jurnaliștii care ne urmăresc acum ar putea să contacteze responsabilii de la Ministerul Energiei pentru a lua parte la acest eveniment. Ministra Ala Nemerenko, după cum spuneam, mâine, aici, de la această tribună, va susține o conferință de presă privind cele mai importante realizări ale Ministerului Sănătății pentru anul curent. Respectiv, vă invităm să urmăriți conferința menționată. Totodată, la rubrica tradițională Imun la dezinformare, noi am văzut că în cursul acestui an au fost mai multe falsuri lansate în spațiu public, atât pe intern, cât și urmare a unor influențe maligne externe. Vreau cu această ocazie să reamintesc că împreună putem combate falsurile și să sporim reziliența, să verificați informațiile din surse oficiale, să nu promovați, distribuiți sau transmiteți mai departe știri, speculații sau orice fel de informații în care nu aveți încredere. Atunci când discutați un subiect, aduceți argumente bazându-vă pe informații și surse oficiale. Ajutați autoritățile la identificarea și răspândirea sau stoparea răspândirii acelor știri care sunt false în spațiu public. De fiecare dată când aveți ocazia la TV sau radio, semnalați Consiliul Audiovizualului, iar în cazul rețelelor sociale puteți să optați ca să blocați respectivul conținut pe respectiva rețea de socializare. Dar cel mai important, urmăriți prima sursă, canal oficial de verificare a informațiilor a autorităților, dar și alte canale oficiale ale instituțiilor publice care sunt în serviciul cetățeanului. Totodată, acum, pe final de conferință. Vreau să menționez că aceasta este ultima conferință în acest an, prilej cu care vă doresc sărbători de iarnă cât mai frumoase, în siguranță alături de cei dragi și ne revedem cu energie nouă și informații de calitate, ca de fiecare dată de aici, din Casa Guvernului. Iar tuturor colegilor comunicatori, colegilor din cadrul Direcției Comunicare, colegilor din suport tehnic care asigură această transmisiune, transmitem gând de apreciere pentru contribuția la realizarea tuturor celor 41 de conferințe de presă organizate în această perioadă, dar mai cu seamă și colegilor jurnaliști și cetățenilor care au urmărit îndeaproape aceste conferințe. Acesta fiind spuse, vă doresc o zi cât mai reușită în continuare. La revedere!